Ok, hei, bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi o să încerc să fac ceva, adică o să fiu ceva de genul Maria testează, pentru că efectiv aseară m-a apucat așa un gând și mă gândeam, vreau să-mi colorez părul. Și pentru că suntem în carantină și nu putem să ieșim din casă, am zis să improvizez cumva și m-am gândit să-mi fac părul colorat cu hârtie creponată. Deci da, sper tare mult să-mi iasă. Sunt conștient că s-ar putea să nu-mi iasă pentru că am părul prea închis la culoare. Tocmai de asta o să încerc să folosesc o culoare mai deschisă, zic eu că o culoare mai deschisă se vede mai tare pe părul meu închis decât o culoare închisă. Știți? Ok, deci acum o să mă duc să-i zic mamei și să văd dacă vrea să mă ajute, pentru că singură nu prea pot să o fac. Deci, da, hai să mergem să întrebăm pe mama. Mam, vreau să-mi colorez părul, mă ajuți? Ce? Păi nu prea pot singură, că am nevoie de ajutor. Ce trebuie să o părești, da? Pune-o la fiertă. Da, da, pun o coadă cât vreau din păr în el și stau jumătate de oră. Mai jumătate din păr, nu? Îmi pun vârfurile puțin. Îl prind într-o coadă și mi-l pun. Păi, mai întâi l-am încălzit niște apă, puțin, nu știu. Într-un de la de faci cafea. Așa. Ok, bun, deci acum mă duc eu să tai hârtia, ca să nu stau degeaba cât timp tu pui apa la fiert. Sper să am hârtie creponată. Trebuie să am. Oh, da. Atâta. Astea cred că sunt toate culorile pe care le am. Roz, mov și încă un roz. Și o să le combin și văd ce iese. Bol! Deci, o să fac din rozul ăsta și portocaliu. Să văd că am și portocaliu. Și rozul ăsta. Și mov. Nu. Ba și... Mă duc să întreb pe mama de părere ei. Ok, bine, o să le combin pe alea. Deci, după ce tai lucrurile astea, sper ca între timp deja să fiarbă apa. O să trebuiască să le pun acolo și să le las vreo 10 minute și apoi îmi bag părul în castronul ăla. Faza e că pătează foarte tare și o să trebuiască să fac eu într-un fel. Apar n-am cum să fac. O să-mi schimb bluza, o să-mi iau un tricou pe care nu-l port și vechi, ca să mă asigur că nu pătesc ceva de calitate, care încă port. Deci, din nou vă zic, știu că e posibil să nu iasă pentru că am părul prea închis, dar, na, s-ar putea să stau o jumătate de oră degeaba, acolo cu părul în borcanul ăla, dar aia e, îmi asum, pentru că, da. De ce nu am roșu? De ce am toate culorile în afară de roșu? Că și mama zicea să-mi fac roșu. Dar e bine. Las. Vedem noi ce amestecături este din toate astea. Ar trebui să pun mai mult deschis, mai mult portocaliu, ca să iasă mai deschis. Sper tare mult să iasă. Dacă o să încercați asta și voi, să-mi trimiteți poze pe Instagram. Instagramul meu este acesta. Și să-mi spuneți dacă v-a ieșit. Cu siguranță dacă sunteți blonzi, blonde, o să vă iasă mult mai bine. Pentru că, da. dar aia e. O să fiu geloasă pe voi. Că cu siguranță în mine o să-mi iasă ceva foarte, o nuanță foarte intensă, dacă e să iasă măcar ceva. Oh my god, era să-mi tai și unghia. Aveți grijă voi să nu faceți ca mine, ok? Dacă mi iese, o să mai fac, cu siguranță. Cred că sunt destule. Da, hai că mai pun câteva. Și așa nu fac nimic cu hârtia asta creponată. Primul gând era să mă fac albastru, doar că apoi m-am gândit că, bă, albastru e cam închis. Oricum nici nu aveam albastru, aparent. Și mă gândeam că nu o să iasă. Așa că am zis
să încerc ceva mai deschis. Și iată-mă, încercând aici curcubeul ăsta. Am mai pus câteva și doar atât. O să las, uitați, e cam full. Dar când o-ți vine apă, oricum o să se turtească și... Da, ok. Hai să mergem la bucătărie să vedem în ce stadiu e apa. Aici fierbe apa. Și abia aștept. Cred că nu o să-mi iasă, dar ai. Ok, acum vreau să mă schimb, pentru că nu vreau să risc să-mi stric bluza asta. Chiar dacă eu bor numai în casă, totuși. Am găsit tricoul ăsta cu Hannah Montana, pe care nu l-am mai purtat de vreo 3 ani, deci e perfect. Bun. Gata, acum nu o să mai am nicio grijă. Te apa fierbe, deci pot să închid. Trebuie să prins părul cu o meduță până da, nu știu. Vrei să-l bagi. Pune aici. După aia scoți să... Da. Dar trebuie să... Ziceam, o să le scot cu... ziceam că asta e bună, dar e cam mare. Da, lasă-le aici, că trebuie să... 10 minute, să se coloreze, trebuie să iasă... E, dar nu așa, mai mult. Nu face parte cu de asta. Trebuie să lăsăm 10 minute. Ok, vreau să mai amestec cu un bătut din asta. Deja se cam decolorează. Apa deja e cam colorată, dar văd că e cam închisă. Sper să iasă bine. E normal să fie închisă, nu? Sper tare mult să iasă. N-a trecut încă 10 minute, dar voiam să le mai scufund aici în asta. Deci, a trecut mai mult de 10 minute. S-au cam decolorat toate. Apa s-a colorat și ea, deci acum vreau să le scot. Dar cu ce? Mam! Au trecut 10 minute, chiar mai mult. Hai la baie cu ea. Ok, deci o să pun bolul aici. Am pus și niște hârtii. Acum prind părul în coadă. Ca să până un miros. L-ai pus? A? Da. Deci mi-am băgat aici părul. Eu nu văd. Nu pot. Nu văd. Dar sper că stă bine. Sper. Oh. E că pot să văd. Da, și trebuie să stau jumătate de oră, adică până la... Jumătate de oră? Până așa în sfert. Trebuie să stau aici cu tine jumătate. Dar nu trebuie să stai aici cu mine, poți pleci. Ok, și mi-e foarte frică să stau pentru că nu pot să fac nimic. Nici o mișcare că pot trebuie la pe jos și mă doare și gâtul cum stau. Dar e ok. Am o să mă duc să fac un story, așa că puteți să-mi dați follow, că așa aflați dinainte ce videoclipuri urmează să postez. Sper tare mult să meargă și să nu fii stat aici cu gâtul degeaba. Uite, se groaznic. Sper că părul meu încă e acolo. Da, cred că e. Am încercat să mă pun mai comod, să stau cu gâtul cât de cât de drept, pentru că mă durea. Sper că încă să fiu cu părul acolo, pentru că dacă nu mă oftic tare... Da, sunt. Nu am... Cred că acum o să mă uit pe YouTube ca să trag timpul mai repede. Ok, cred că o să mor aici. Sper că încă mai am... Da, încă mai... Mai am doar un sfert de oră de supraviețuit. Help! După asta o să am nevoie de un gât nou. O să mor. Vreți-mi succes. Dacă nu mor, sunt genial. Ok, deci mai sunt 3 minute și trece jumătate de oră. Dar eu nu mai rezist. Așa că o să o chem pe mama și o să vină. Mam! Vino! A, mergi, pășește, mă, poate rămâni. No! Nu mai simt nici patele, nici gâtul.
a fost un chin. Și trebuie să-l storci și apoi să, dacă poți să mi-l pui în pung, într-un coc. Gen, atâta cât am, să mi-l pui într-un coc, în punga aia care ți-am pus acolo. Ai grijă la prosop, scoate prosopul. Eu nu mă te filmez. Și prinde-l cu o meduță, ceva. Poți să mă ridic? Simt cam ud aici. Ia un șervețel și șterge-mă. A, nu? Ok. Oh my god, mă bucur că pot să stau dreaptă. Oh. Oh my god. Deci, uitați cum arăt. Aici mi-a pus mama într-un coc improvizat. Am o să mai stau așa cu el, nu știu cât trebuie să stau. Nu, vreo 10 minute. Și după trebuie să mă usuc și să vedem momentul adevărului. Sper să iați ceva și să nu mă fi chinuit degeaba. O să stai mai mult. Da. Să zic doar un lucru, a fost groaznic. Dacă vreți să vă faceți așa ceva, căutați-vă o poziție în care puteți să stați bine, pentru că credeți-mă că jumate de oră să stați așa, nu mai simțeam gâtul, nici spatele, nici nimica. Deci, nu știu, am improvizat voi ceva. Dar sper să iasă, sper să se fi meritat. Chestia asta de aici, oricum nu contează, că eu am părut în V. Deci aici oricum nu ajungea în coadă să fie... Ok, cred că acum o să mănânc ceva, habar n-am. Coronețe! Dar trebuie să mă duc să mă spăl pe mâini. Coronavirus. Stay safe. Spălați-vă pe mâini. Pot simt că-mi curge din păr. Dar de fapt nu-mi curge pentru că pun apă în șervețelul și nu e nimic. Cum e posibil? Și apropo, dacă nu v-ați abonat încă, nu uitați să vă abonați. Puneți chiar acum pauză la acest videoclip. Și dați subscribe, sau de fapt, aștept. Aștept să dați subscribe. Ați dat? Pentru că am văzut că 53,6% dintre cei care privesc videoclipurile mele nu sunt abonați. Așa că haide să vă abonați și voi ca să strângem cât mai multe fursecuri. Și dacă facem un calcul matematic... Iarăși am simțit că mi-a curs ceva din păr. Revenind... Dacă facem așa un calcul matematic și să vedem, o să pun 53% din câte fursecuri suntem noi. O să mă uit imediat pe YouTube Studio câte fursecuri sunt și o să fac un calcul să vedem dacă toți dintre voi ați fi abonați. Câți abonați aș avea? Deci fix în momentul ăsta sunt 20.391 de fursecuri. Deci o să facem 53/100 ori 20.391. Deci am făcut aici un calcul matematic, m-am folosit de calculatoră, dar ca să nu mă chinui atâta. Deci, asta îi reprezintă din numărul ăsta. Și dacă le adunăm pe asta două, ar veni 31.198 de fursecuri. Așa că abonați-vă cu toții ca să fim 31.198 de fursecuri. Oh, cât de mulți am fi dacă v-ați abonat cu toții. Abonați-vă! Să faceți parte din familia fursecurilor. Apropo, să nu vă luați de mine de la chestiile astea. Valorile astea sunt aproximate, pentru că erau cu virgulă. Deci eu am pus aproximativ. Deci aparent chiar îmi curge apă din păr, doar că nu e foarte colorată. Sper că iese bine. Ok, deci cred că am stat destul cu asta și acum nu știu dacă trebuie să îmi spăl părul sau doar să mi-l usuc, că am văzut că unii doar îl usucă și alții îl spală, dar cred că dacă îl spăl nu mai iese nimica, deci trebuie doar să mă usuc. Dacă nu merge, fac curat. Că mă închinim prea mult și am sperat prea mult. Și chiar vreau să iasă.
Ok, trebuie să mi-l scot mai întâi chestia asta. Ok. Mi-e frică că nu cumva să... încă să păteze. Unde cumva asta nu e deloc murdar. Ups, las-o acolo. Oh, pare că a ieșit. Oh my god. Pare că a ieșit. Oh my god. Nu-mi găsesc. O minută, stați. Deja se vede, da, băi, după ce rusuc. O minuta mea acum e roșie. Nu-i bai, nu-mi pasă și așa e cea mai proastă minuță. Oh my god. Că a ieșit. Că a ieșit. Ok, o usuc. Și vedem după. Revin după ce usuc. A ieșit, uitați. Eu nu prea pot vedea. Uitați. E roșu. Trebuie să-mi fac mai mult. Dar ce fain e. Vreau să-mi aduc oglindă să mă uit în ea de la spate. Ce fain, trebuia să-mi fac mai mult. Trebuia să-mi fac mai mult. Să merg în V, că eu mi-am făcut mai vârfurile din vârful V-ului. Trebuia să-mi fac mai mult, că e prea genial. Oh my god. Roșu. Nu mă așteptam deloc să merg lumea. Îmi pierdusem toate speranțele. Oh my god. Trebuia să-mi fac mai mult. E așa fain. Să încercați și voi, serios. E prea genial. Uite, mame, rezultatul. Trebuia să-mi fac mai mult. Dar nu se vede, nu-i fain? Da! Ok, deci dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share prietenilor voștri și să puneți și la story la voi cu tag mie, iar eu o să vă dau de post la mine pe story. Instagramul meu din nou este acesta. Dacă v-a plăcut cum mi-a ieșit părul, dați un like. Și dacă încercați și voi, trimiteți-mi pe Instagram cum v-a ieșit, pentru că sunt foarte curioasă vouă cum vă iese. Nu uitați și să vă abonați cu toții, fiecare dintre voi să se aboneze acum și să apăsați și pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe, să-l faceți așa. Ok, deci cam atâta este și cu acest videoclip mirobolant, foarte spontan, când mi-am colorat părul. Și mă bucur foarte tare că mi-a ieșit. Arată superb. Dacă mai vreți videoclipuri, haideți să se strângă la acest videoclip 800 de like-uri. Dacă se strâng 800 de like-uri, o să postez următorul videoclip. Dacă nu se strâng, nu o să postez următorul videoclip până nu se strâng. Deci, dați like. Acum. Cât de repede puteți. Ok, deci, vă iubesc foarte mult. Bye!